Bine v-am regăsit, dragi prieteni, astăzi un subiect excepțional, un subiect care știu că a atras atenția de foarte multă vreme românilor asupra lui. Vorbim astăzi despre cultura de alun. Cum să înființezi un hectar de alun, cum să valorifici maxim recolta de pe un hectar de alun, vânzând fruct proaspăt sau intrând cu el în tot felul de ecuații, în tot felul de combinații. Vă spunem exact cum trebuie să procedați atunci când aveți în proprietate un hectar de alun înființat sau un hectar pe care urmează să îl înființați. Vă vom spune și cum se înființează și care sunt grijile pe care trebuie să îi le purtați și, evident, cum să valorificați la maxim economic ceea ce obțineți de acolo. O cultură de alun extrem de importantă, extrem de interesantă pe piața globală. O cultură de alun care în România se face și ea tot mai prezentă, însă se face prezentă prin contribuția unor investitori străini. Italienii sunt cei mai mari cultivatori de alun din România, undeva în județul Timiș, peste 800 de hectare, cu tendința spre 1800 de hectare de alun cultivate de o firmă care produce ciocolată și alte derivate în Italia și care a înțeles că e foarte important să-și asigure necesarul de alune pe cont propriu. Un necesar de alune nesatisfăcut sau satisfăcut cu mare greutate în momentul de față în această industrie a ciocolatei și marea companie Ferrero Rocher cultivă în fiecare an atât cât poate în țări estice, în țări ieșite din blocul socialist pentru a-și satisface nevoia de alune. O nevoie tot mai crescând, așa cum toate nevoile până la urmă pe tot ce înseamnă produs alimentar cresc de la o zi la alta, de la un an la altul. Invitatul meu, desigur, Avram Fițiu. Salut, Avram, bine ai revenit. Bună, Dinu, bine te-am regăsit. Hai să vorbim de alun, o temă și preferată a noastră, pentru că cu ani în urmă noi am promovat în general această idee și cultura nucului. De asemenea, o să vorbim și de nuci. Peste două zile o să vorbim de nucă, dar o să vorbim dintr-o altă ipostază, și anume aceea a uleiului de nucă. O să vă arătăm cum putem să rentabilizăm o familie care cultivă nucă și pe suprafețe evident mici. Hai să le spunem oamenilor câteva considerații generale, că tot am pomenit de piața ciocolatei, o industrie care solicită cantități tot mai mari pe zi ce trece de alună, o situație care încă nu e rezolvată, pentru că avem, cum e și Turcia, o cultivatoare mare de alun, dar pe soiuri care sunt greu de cules, și asta înseamnă costuri ridicate pentru materia primă rezultată de acolo, și o nevoie pe care întreaga industrie o resimte în momentul de față. Hai să dăm câteva cadre de felul acesta și după aceea să vorbim despre cum înființăm un hectar, cum avem grijă de el, cum îl exploatăm. Când vorbești de cultura de alun, la nivel european vorbești de Italia sau de Turcia. Ma Turcia, vecina noastră, aș începe cu Turcia, cea mai mare țară producătoare de alun în acest moment din lume, peste 700.000 de hectare. Au undeva la 700.000 de țărani, fiecare are un hectar, și își recoltează cele 2 tone de pe un hectar, și așa ajunge Turcia să devină principalul jucător la nivel mondial. Singura, are 2 probleme, să zicem, Turcia. Prima problemă, acești țărani sunt în vârstă. Și a 2-a problemă, soiile lor nu cad pe jos. Trebuie recoltate manual. Din aceste 2 motive, Turcia în următorii 10 ani de zile este pe topogan, este în cădere liberă. Adică necompetitivă. Adică va scădea producția de alune pe care Turcia o va oferi în următorii 10-20 de ani de zile și va trebui la nivelul Europei să se găsească o altă formulă de a dezvolta acest sistem. De aceea italienii, a 2-a țară care produc astăzi alun, doar că produc un alun care cade pe jos fructul respectiv, a 2-a țară deja se organizează la nivelul Rusiei, al țărilor estice, începând din zona Mării Negre, în nord de Marea Neagră, în zona Crimeei, și apoi venind înspre țările noastre, România, Republica Moldova, Macedonia, adică țările foste comuniste, unde vin cu anumite soiuri. Deci 2 jucători la nivel european, să zicem, care fixează prețul la nivel de cantitate de marfă pe care o producem la nivel brut.
din punct de vedere al procesării, marile fabrici de ciocolată din Europa, în special Ferrero, și nu numai, Nestle și alții, au o preferință către soiurile care le pot, din punct de vedere mecanic, să le pot gestiona, să le poată sparge ușor, adică să cunosc mărimile acestor fructe și le pot gestiona din punct de vedere tehnologic. Și atunci merg în special pe trei soiuri mari și late, și anume Tonda Gentile pentru țările mai nordice deasupra Dunării, în nord de Dunăre, sau pe niște soiuri mai productive, Tonda Romana și Tonda Gifoni, pentru țările din sudul Dunării. Cam asta este, să zicem, delimitarea istorică și agronomică a acestei culturi. Asta în raport de pretabilitate la climă. Vis-a-vis și la, de climă, da? Pentru că merg cu un Tonda Romana, să zicem, în zona Romei, care face un 3300 de kilograme la hectar. Merg cu un Tonda Gifone, un picuț mai spre nord, undeva la un 3000 de kilograme la hectar. Și merg cu soiul lor cel mai cunoscut în zona piemonteză, o zonă mai rece, cu un Tonda Gentile de Lelanghe, pentru o producție de 2000-2500 de kilograme la hectar. Deci, practic, joacă, să zicem, din punct de vedere al producției, pe două variante, variantă mai productivă sau variantă mai puțin productivă, dar mai interesantă din punct de vedere financiar, că este pretabilă pentru ciocolata ecologică, și anume Tonda Gentile de Lelanghe, fiind un soi mai rezistent la boli și dăunători, automat îl aruncă în zona de ciocolată ecologică, care începe deja să devină tendință la nivel mondial, și atunci încep să-și construiască și această alternativă de ciocolată, să zicem, pentru o nișă din populație care dorește un produs mai sănătos. De regulă, ciocolată ecologică neagră, deci nu-i dulce, deci fără zahăr. Că ideea de ciocolată ne duce cu gândul la un produs dulce. Ei, în momentul când vorbești de produs ecologic, deja l-ai orientat deja către negru și către fără zahăr. Adică două tendințe pe care consumatorul de nișă le dorește să le aibă în fața lui, ca și variante. La nivel de producție, bun, la nivel de procesare, vorbim de giganți pe de-o parte, la nivel de procesare, am dat numele a doi, mai putem vorbi și de alții. România a avut fabricile ei de ciocolată la un moment dat. Nu mai are. Nu le mai are sau le-a cumpărat deja jucătorii mari. Jucătorii mari. Și pe de altă parte, ai o tradiție în nordul Italiei și în sudul Franței. Este o afacere la nivel artizanal care se concentrează în două regiuni ale Europei, la nivel artizanal, în sudul Franței și nordul Italiei, două regiuni care în istorie au avut legături, să zicem, de natură politică, economică, culturală. Destul de mulți italieni au fost emigranții din sudul Italiei, și atunci, practic, avem mii de ateliere artizanale de făcut ciocolată în aceste două zone, să zicem, ale Europei. Sunt, iartă-mă, eu mă uit foarte mult la tot ce înseamnă manufacturi. Am văzut mii de filme, exagerez acum, mii de filme, zeci, sute de filme, în care vezi, uite, de pildă Sulmona. E un fel de comună, un fel de orășel în sudul Italiei. Dom'le, toți în orașul ăla aproape fac confetate, adică fac niște drajeuri de toate culorile, de toate formele. Fac tot felul de ichebane, dacă vrei, de aranjamente din ele, flori pentru daruri de nuntă, pentru tot felul de evenimente. E uluitor. Sunt orașe tematice, orașe care, comune, care fac aproape integral. Adică avem și noi un singur sat în România care s-a specializat pe plante medicinale, satul Poieni din comuna Buntești, din Bihor. Avem și noi un sat din ăsta. Da. E o frumusețe. Adică ei n-au problemă de concurență, pentru că, de fapt, nu acolo vor vinde. Sigur că nu. Piața lor este în altă parte, și nu vând. În momentul în care ești un fenomen masiv, atrage atenția, devii un concurent tu foarte important în raport cu alți jucători. Adică te susții în demersul de promovare. Zone de producție tematică se dezvoltă și pe alte, să zicem, teme. Trandafirul, de exemplu, capitala mondială a trandafirului gras lângă Bordeaux. Deci ei dezvoltă la nivel de business-uri orașe sau comune, sate tematice, ca să poată crea fenomen de atracție, că nu poți crea un festival dacă tu nu ai măcar 10-50 de producători într-o așa comună. Așa cum mâine seară o să vă arătăm iarăși o treabă foarte faină, foarte interesantă, și anume se întâmplă astfel de festivaluri peste tot legat de produs, care devine produs cultural. O să vorbim mâine seară despre pruna uscată, o afacere senzațională și aceea, și care și acolo generează teme culturale și legături sufletești. Să mai spunem un lucru iarăși important, că ai pomenit de Ferrero, de pildă.
Ferrero este un jucător care face o cifră anuală de afaceri undeva la 37 de miliarde de euro. Până în 40 de miliarde, da. Deci e colosal. În 3 ani de zile îi fac aproape bugetul României. Deci e cea mai mare industrie a Italiei, adică bate industrie de mașini, bate... Și e o afacere începută într-o bucătărie, acum vreo aproape 100 de ani, în 1930 și ceva, de doi italieni, soție, care au zis hai să... De bunicul da. Lui Ferrero, exact. Care era coleg de cameră, complet cu bunicul unui prieten de-al meu din zona respectivă. Da, se spune, este o vorbă în Italia care spune că dacă mâine două firme dau faliment, Fiatul și Ferrero, Italia intră în criză. Problemă, da. Italia intră în criză pentru că e vorba de 80 de miliarde de euro care în acel moment pulverizează economia, să zicem, și locurile de muncă din Italia. Da. Absolut. Bun. Hai să revenim. Coborâm la noi acasă. Deci avem două variante, una industrială, una artizanală. N-avem ce să ne gândim de pe un hectar de alun, să ne gândim la o afacere industrială. De aceea noi proiectăm afaceri artizanale și plecăm de la un hectar de alun. Bun, alunul este o plantă, o specie care este pretabilă în orice comună din România. Cu ochii închiși poți planta în România alun, cu sau fără analize pedologice făcute la pământul respectiv, atâta vreme când, lângă pădure, alunul în formă sălbatică crește de capul lui fără să îi se facă analize la solul respectiv. Bun. Deci plantăm. Cum plantăm? Dacă vorbim de un hectar de alun, ar trebui să-l gândim acest alun, cum l-au gândit cei din Piemont, pe o variantă de nișă, și anume să fie măcar produs ecologic sau, dacă nu, produs IGP, DOP, adică un produs cu denumire de origine protejată, ca să putem vinde scump fructul sau ceea ce vindem în final. Uzufructul, să zicem, din munca respectivă, dacă vorbim de unul procesat. Deci un hectar. Am nevoie de o schemă de plantare de minim 5 pe 5 metri. Mai nou se și mărește schema de plantare la 5 pe 6. Nu. Pe ecologic. Pe ecologic nu avem voie să scădem sub o schemă de plantare de 5 pe 5. Ba, din potrivă, se merge acum la 6 pe 6. Aia înseamnă 400 de plante pe hectar. Asta înseamnă, în momentul de față, la un 6-7 euro o plantă viguroasă, un 3.000 de euro pe hectar plantele, ca și investiție inițială minimală. Bun. Dacă mergem pe un sistem ecologic automat în România, nu avem ce planta soiuri care sunt sensibile la boși dăunători, deci vom merge automat pe TGL, pe TGDL, adică tonda gentilă de Lelanghe. E o plantă rezistentă la boși dăunători, nu pune probleme majore, nu suportă în schimb vânturi puternice, provoacă arsură la nivelul frunzei respective, dar în rest nu are probleme. Și apoase. Și evident, cultura de alun se plantează pe deal în panta, în treimea superioară a unui deal. Nu se pune în treimea inferioară, nu se pune la mijlocul dealului, ci se pune în treimea superioară. Singura problemă este de vânt, dacă vorbim de o locație instalată pe culoare, să zicem, cu vânt dominant mai puternic. În rest, cultura în sine poate să fie condusă în sistem ecologic foarte ușor. O fertilizare, fie că o faci organic, aducând gunoi de grajd, fie că o faci cu ajutorul a 7 oi pe hectar, mă rog, lucrurile le poți rezolva foarte ușor din punct de vedere al unor lucrări de întreținere, cum ar fi menținerea culturii curate de burieni, unde ai nevoie fie să intervii, cum fac ei în Italia, ei merg pe un sistem chimizat. Italia are pământuri foarte proaste în zona Piemont. Și atunci ei, fără chimie, acolo nu se poate trăi, că ei nu au pământuri de calitate care să producă ceva fără ajutorul omului, fără ajutorul chimiei. În ciuda acestui fapt, în zona Piemonte, un hectar de teren pe care se poate cultiva alun și nu viță de vie, e peste 70.000 de euro. 70.000-100.000 de euro. Absolut, da. Cu alun pe el, deja vorbim de sume infernale. Este zona Barolo, acolo pământul este o resursă foarte rară, ferma medie e de 2-3 hectare, nu își permit să viseze cineva să aibă 5 hectare, nu foarte multă lume își permite să viseze să aibă 5-7 hectare de pământ. Mi-aduc aminte, vorbind cu prietenul tău, cu Carlo, care ne spunea că, bun, nu musai, că nici noi nu avem întotdeauna terenul un hectar la oaltă, adică o suprafață netă. Avem 1500 acolo, avem 3000 acolo, avem suprafețe diferite, însă ce totalul tot un hectar îți dă. Adică aia nu te împiedică să spui, domnule, nu cultiv alun, că n-am decât 1500 de metri. La ei nici măcar nu pot visa bucăți de
un hectar este o bucată foarte rară de găsit, peste un hectar. Deci când vorbesc de 70.000 de euro pe hectar, vorbesc de un pământ în patru bucăți. Uh-huh. 20-30 de arii pe bucată. Nu vorbesc de un hectar. Chiar am văzut, era o variantă la Carlo, avea cineva 2 hectare la oaltă și cerea 500.000 de euro, cerea 250.000 pe hectar și cerea. A oferit el, de fapt, 500.000, că era compact 2 hectare și nu vrea să-l vândă. Deci e o altă lume. Aici, noi, în România, să zicem că un hectar de pământ îl avem pe acasă. Și, de regulă, în Transilvania îl avem pe dealuri. Și nu numai în Transilvania, și în alte zone ale României, îl putem găsi în condiții, să zicem, corecte. Plantatul, da, presupune investiție de minim 3.000 de euro plantele. Operația de plantare în sine mai costă și ea un 500 de euro pe hectar, 800 de euro pe hectar, deci ne apropiem, să zicem, cu alte cheltuieli de 4.000 de euro. Dacă venim cu un hectar împrejmuit, va trebui să mai punem un 2.000 de euro pentru a împrejmui un hectar dacă vrem să nu intre animalele pe o astfel de suprafață. Deci este o investiție de, să zicem, un 6.000 de euro pe hectar. Da, dar este o investiție pe următorii 80 de ani, adică pentru tine, copii și nepoți. Deci nu trebuie să fie o problemă foarte mare investiția asta, că nu te obligă nimeni să plantezi anul ăsta un hectar. Poți să plantezi 2.000 de metri pătrați, anul viitor mai plantezi încă 2.000, adică progres. Plantezi pe măsură ce poți. Că 1.000 de euro pe an economie, da, de-i putea face încât să poți planta anual 2.000 de metri pătrați. Încât în 5 ani să zici, am și o hectarul meu. Bun. Din punct de vedere tehnologic, nu punem mari probleme. Ei, în momentul când începem să recoltăm cultura respectivă, se pune problema cum o recoltăm. O recoltăm manual, o recoltăm mecanizat. Pe un hectar nu se pune problema să ne cumpărăm mari echipamente de recoltat. La 1.000 de euro de ocazie se poate cumpăra un aparat de spate, cu un aspirator de spate, care vine și aspiră frumos de pe un hectar 2 tone de alune, că nu-i complicat de povestea. E un aspirator cu dublu sens. Asta înseamnă că ventilează frunzele în prima fază și după care, când rămâne pământul curat, absorbe, atrage și aspiră fructele respective, încât un om să poată în 3-4 zile să-și poată recolta frumos un hectar fără probleme, pe măsură ce cad alunele jos. Ele cad începând din 25 august până prin 10 octombrie, ele cad pe jos. Bun. Deci investim, să spunem, dacă avem resursa asta, 6.000 de euro, cu împrejmuire cu tot înființăm un hectar de alun. În ce perioadă de timp ne așteptăm să și recoltăm? Când vorbim de arbuși, vorbim de anul 4, anul 6, până la anul 7, încep să producă în anul 4, dar producția lui maximă, normală, este după anul 7, în cazul arbuștei, pe anul 7. La nuci peste anul 10, dar la aluni vorbim de anul 4 până în 7, deja ajunge la producția lui optimă, după care timp de un 60 de ani produce fără probleme în mod normal, după care dacă facem tăieri de regenerare, îl putem duce undeva la 80 de ani de zile. Deci o cultură pe aproape un secol. Nu e nicio cultură cu pretenții multe la tăieri, se fac tăieri la 3-4 ani, am înțeles odată. Se înlocuiesc brațele, dacă se merge pe tufă, se înlocuiesc brațele, dacă se merge pe, nu se recomandă să se meargă pe un ax vertical, pentru că apar riscuri foarte mari dacă se rupe planta respectivă din vari motive. Nu riști. Se merge, dacă vrei să ai o cultură 80 de ani, îl duci pe tufă și asta înseamnă că la 7-10 ani de zile înlocuiești periodic 3-5 brațe, în așa fel încât tot timpul să ai o zonă de înlocuire de brațe cu material proaspăt care să aibă o sevă care curge în mod normal. Un alt avantaj, iarăși, în această cultură este și apariția acelor lăstari care apar drajonii, da? Pe care ai putea să-i utilizezi pentru a extinde acea cultură tot pas cu pas. Nu ai voie legal să faci treaba asta, pentru că tu nu ești pepinieră ca să ai dreptul să-l faci. Să faci mai departe. Nici pentru tine n-ai drept, dar să zicem, da bine, nu te oprește nimeni să o faci. Bun. Intrăm pe rod, suntem în anul 7, să spunem, funcționăm la capacitate maximă. Tu ai spus de tonda gentile că poate să aducă undeva la 2 tone și jumătate. 2 tone, calculăm ca să fim rezonabili. Fruct sâmbure sau cu coajă? Cu coajă. Cu coajă. Vorbim de 2 tone cu coajă, asta înseamnă o tonă fără coajă. O tonă fără coajă. Haideți să vedem pe grosomodo cum ne ducem spre piață cu această tonă de sâmbure. Avem o tonă de sâmbure, mă rog, 2 tone de miez. O tonă de miez și 2 tone complet cu fructul întreg. Se pune problema ce facem din el. A vinde astăzi 2 tone de alune în coajă,
înseamnă să le vinzi, dacă sunt convenționale, la 4 euro, un 8.000 de euro, dacă sunt ecologice, cu siguranță undeva la un 5 euro, 5 euro jumate, un 11.000 de euro ar însemna dacă ai vinde alunele în stare brută. Este o greșeală pe care italianul nu o face. Nimeni nu pune alune, un hectar de alun, două hectare, ca să vândă, să vândă el pentru câteva mii de euro. De regulă, sunt organizați la nivel de cooperative în Italia, nu la noi în România, ce ar trebui să facem? Ar trebui ca, de plecând de la această cantitate, să putem avea, evident, propriul atelier de ciocolaterie, pentru că atunci când vorbești de alune, vorbești de ciocolaterie pe diferitele ei variante, una artizanală. O astfel de ciocolaterie, vorbim de o investiție în spațiu de procesare, să zicem, cel mai mic ar fi, să zicem, la un 20.000 de euro partea de construcție, și ar trebui să pui un minim 5-10.000 de euro echipamente de ocazie, dacă nu-ți permiți altcumva. Bine, putem merge până la, dacă vrem, o echipare standard, ne poate costa 40-50.000 de euro fără probleme un atelier artizanal. Dar dacă am merge pe o investiție minimalistă, ar însemna un 30.000 de euro, din care 20.000 să fie o astfel de unitate din lemn construită și 10.000, să zicem, echipamente de ocazie, ca să putem să facem treaba asta. Avem scheme pe startup care ne-ar permite, exact, să ne utilăm, să zicem, pe partea asta, deci n-ar fi o problemă să ne echipăm pe un startup nation dacă e vorba să o facem cap-coadă, ca la carte. Da. Dar italianul de rând, care face artizanat, nu poate gândi ca la carte. El o face ca mama, ca tata, ca bunicul, ca strămoșul, o face cu un nivel extrem de rudimentar de echipamente și totuși reușește să aibă o ciocolată de casă extrem de cunoscută la nivelul comunei, orașului sau a zonei respective. Ca să trăiască decent dintr-un hectar de alun, că despre asta vorbim acum. Cum să facem măcar din o astfel de afacere, să facem măcar 1000 de euro pe lună în business-ul ăsta. Nu-l faci dacă vinzi numai alune, faci 1000 de euro brut, faci 11.000 de euro, 12.000 de euro, să zicem. Dar dacă fac ciocolată, voi ajunge fără probleme să fac 1000 de euro net, adică undeva 25.000 de euro vânzare brută la nivelul unei astfel de jucării de procesare. Da, asta înseamnă că noi românii începem să judecăm și să începem să facem produse de casă. Acum, dacă ne uităm la ciocolata artizanală, ciocolata de calitate, dacă adaugi la o tonă de alune încă, nu știu, 3 tone de ciocolată, să vinzi 4 tone de ciocolată la 20 de euro kilogramul. Vorbim de 80.000 de euro, deci vorbim de un business. O sumă fantastic de frumoasă. Absolut, adică decentă și corectă, și ar trebui ca țărâncile din România să înțeleagă că acesta este viitorul, asta este direcția normală, și să nu mai lăsăm bărbații să zică, hai că ne apucăm de plantat, ne apucăm de vândut mere, pere, nuci, alune, că în direcția asta nu putem să facem bani. Adică este o muncă, foarte multă muncă, fără haznă, cum spune țăranul român. Trebuie să ne orientăm, evident, obligatoriu, de pe un hectar, indiferent ce ar fi, ca producție, trebuie să ne orientăm obligatoriu către procesare. Asta e tendința la nivel mondial. Când te duci în întreaga lume, din Peru până în Chile, pe unde vrei în întreaga lume, artizanul trăiește din vânzare de materie procesată, nu trăiește din vânzare de materie brută. Aici ar trebui să lucrăm la nivelul minții agricultorilor români, să înțeleagă că a avea un hectar în România este o șansă fantastică, pentru că în Italia, ca să ai un hectar, trebuie să mergi la bancă, să iei un împrumut pe 20 de ani de zile, ca să-ți permiți să cumperi 80.000, 100.000 de euro un hectar. Ori tu ai 2-3 hectare pe acasă. Iată diferența, adică să înțelegem, e vorba de mentalități. Dacă un italian dă 80.000 de euro pe acel teren... În Piemont, în Piemont. Bun. Dă 80.000 plus înființarea culturii, care e un pic mai scumpă decât la noi, pentru că, evident, forță de muncă și mai departe au alte costuri. Ajunge undeva la un 90.000, să spunem. Și țin minte că vorbeam cu prietenul tău acum câțiva ani de zile și zice, uite, asta nu înțelegeți voi. Adică pe voi vă costă în România terenul aveți, vă costă 6.000, vă costă 10.000 în total investiția, pe mine mă costă 90.000. Eu consider că se merită să fac investiția asta și voi spuneți, a, păi nu o să aștept acum 7 ani de zile. Ca să... Uite, e o diferență de mentalitate.
Noi trăim așa ziua de astăzi ca și când ar fi ultima zi din viață, nu merită să facem nimic, că vine sfârșitul lumii mâine. Trebuie să muncești până la urmă, să proiectezi câte ceva și să-i ceri bunului Dumnezeu să îngăduie să te bucuri de roadele muncii. Trebuie să introducem țăranul român într-un incubator de idei, un incubator inovativ, să-l învățăm lucrurile astea în mod practic, pentru că noi aici, în teorie, putem să o facem. Niciun țăran din România nu va porni la drum decât dacă are la bază și o aplicație practică în care să vadă ceea ce vorbim noi și să o facem în mod concret. Acum câteva zile am făcut o astfel de experiență pe un alt produs, pe brânză, în județul Bistrița. Deci țăranii trebuie să pună mâna, să vadă, dar e nevoie de o astfel de filozofie de afacere ca să înțeleagă de unde pleacă și unde ajung, cât îi costă, câți ani trebuie să aștepte, dacă, bineînțeles, își pot permite o astfel de așteptare. Da. Asta a fost propunerea, dragi prieteni, pentru astăzi. O afacere cu alun, dar nu o afacere cu aluni până la capăt, ci o afacere cu alun plus ciocolată, plus alte mixuri pe care puteți să le faceți cu acest miez de alună, amestecat cu miez de nucă, cu stafide, cu tot ce doriți noastră, să le pui la punguliță și să vinzi cu valoarea adăugată rezonabilă. Asta a fost propunerea. Mâine seară ne vedem din nou cu o nouă propunere foarte interesantă și aceea, și anume cum să faci bani într-un hectar de prune, de prun, culegând prunele și vânzând nu țuică, nu prune proaspete, ci uscând prunele. Alte detalii puteți revedea și pe pagina, pe canalul Dinu Criste, pe canalul de YouTube. Acolo postăm, sigur, nu cu același ritm ca și la Agro TV, dar puteți revedea acolo propunerile de idei pe care vi le facem împreună cu Avram Fițiu. Cele bune, spor la treabă, Doamne ajută!